Acum, să știți că va exista și există și o diferență în ceea ce privește locul. Și anume, familia. Mulți mântuiți vor locui în afara noului Ierusalim din ceruri. În noul Ierusalim din ceruri va locui doar poporul evreu mântuit și mireasa Domnului Hristos. Ei vor locui în noul Ierusalim, în cetatea sfântă care va coborâ din ceruri pe pământ. Ceilalți mântuiți vor locui în afara cetății și vor aduce slava, cum spune neamurile, își vor aduce slava în cetate și vor pleca din nou înapoi să locuiască pe pământ. Dar în cetate va locui mireasa și evreii mântuiți. Deci vor fi locuri diferite pentru membrii din familie, pentru membrii din împărăție și pentru mireasa Domnului Hristos. Spune că oamenii aceștia vor avea cu toții acces în cetate, la pomul vieții, vor avea acces și la Dumnezeu și vor locui pe nou pământ pe care îl va crea Dumnezeu cândva în viitor. Deci sunt lucruri distincte și cu asta vreau să închei. Evrei, biserica și ceilalți mântuiți. Trei categorii de oameni. Aici duce dispensaționalismul și pretribulaționismul. Îi împarte pe cei mântuiți în diferite categorii, în diferite clase sociale. Aia fac parte din biserică, au un alt statut, aia fac parte dintre evrei și aia alții sunt așa. Mântuiți care locuiește pe pământ acolo. Aici duce dispensaționalismul și pretribulaționismul. Și nu mă iau de cineva, nu am nimic cu nimeni, sunt de acord cu restul mesajului lui Aurel Munteanu, aproape 100%, cu o mică excepție ce privește împărăția. Sunt de acord cu tot ce a zis în acel mesaj. Cu diferența asta dintre adunare, împărăție și familie. Dar, ce spune la final e îngrozitor. Hristos a venit să ne unească, ei ne despart. Sau teoria dispensaționalistă ne desparte. E îngrozitor. Repet, nu mă iau de nimeni, nu ăsta e scopul meu să mă iau de persoana cuiva. Pur și simplu, ascultând lucrurile astea, mie nu-mi dau decât dovadă că nu au înțeles limbajul lui Dumnezeu, nu pot înțelege limbajul duhovnicesc al lui Dumnezeu, de acolo pleacă totul. Și țin să precizez că nu toți dispensaționaliștii cred asta. Nu toți cred asta. Uite, o să vă citesc un comentariu al lui John MacArthur despre noul Ierusalim. La Apocalipsa 21, cu versetul 2. În acest punct al cronologiei Apocalipsei, sfinții din Vechiul Testament, sfinții din strâmtorare, adică din cazul cel mare, deci el e pretribulaționist, și toți cei convertiți în timpul mileniului, și el e premilenist, vor fi convertiți și în mileniu, spune, da? Vor fi încorporați miresei răscumpărate, ultime, și vor locui în noul Ierusalim. Deci John MacArthur, care e dispensaționalist, pretribulaționist, spune că toți cei mântuiți, și din Vechiul Testament, și din biserică, și din necazul cel mare, cum zice el, și din mileniu, cum interpretează el, toți vor locui în noul Ierusalim. Vor fi integrați în mireasă. Toți se vor numi mireasă. Și tot el zice, întregul oraș, ocupat de toți sfinții, poartă numele de mireasă. Astfel încât toți sfinții trebuie în final să fie incluși în imaginea miresei. Și în binecuvântarea primită cu acest titlu. Dumnezeu a dat o mireasă, una singură, fiului său iubit. Toți sfinții trăiesc cu Hristos
în casa Tatălui. Deci pot fi de acord cu John MacArthur, care e dispensaționalist, pretribulaționist, în ce privește noul Ierusalim. Putem fi de acord. Toți sfinții trăiesc în acest nou Ierusalim. Și asta scrie la finalul capitolului. În el intră toți cei scriși în cartea vieții mielului. Toți cei mântuiți de pe pământ. Dar nu pot fi de acord cu ce face fratele Aurel Munteanu, și nu numai el, cu ce crede adunarea lui în general, în ce privește aceste categorii. Evreii și biserica intră în noul Ierusalim și ceilalți care nu sunt mireasa stau pe pământ, așa, și vin doar în vizită în noul Ierusalim. Adică cei ca mine, cei de la adunarea lui Aurel Munteanu, spun că cei ca mine vor fi pe noul pământ, pentru că n-au o adunare cu succesiune neîntreruptă de la apostol. Deci nu fac parte din mireasă. Am mai vorbit despre lucrurile astea alte dăți. Asta e mult mai grav. Da? Pentru că îi exclude pe mult mai mulți din mireasă și din noul Ierusalim. Doar puțin ăia care fac parte din această succesiune de adunări neîntrerupte de la apostoli, doar ăia o să intre în noul Ierusalim, pentru că au avut botezul corect. Făcut de un slujitor care a făcut parte într-o adunare cu succesiune neîntreruptă de la apostoli. Asta cred ei. Deci totul se bazează pe botez. Vrei să faci parte din mireasă? Depinde cine te-a botezat. Dacă nu te-a botezat cine trebuie, dacă nu faci parte într-o adunare cu succesiune neîntreruptă de la apostol, nu faci parte din mireasă. Și astfel o să fii pe lângă noul Ierusalim. O să trăiești pe nou pământ, dar o să vii doar în vizită în noul Ierusalim. Și știți care e absurditatea acestor interpretări? Care e partea cea mai tristă, de fapt, a acestor interpretări? Adică acești frați pe care îi iubesc și îi respect și apreciez foarte mult importanța pe care o dau adunării locale, nu au înțeles limbajul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Ei se cred maturi, dar sunt niște copii. Sunt niște copii. Nu au înțeles limbajul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Interpretează literal limbajul spiritual al lui Dumnezeu. Și chiar se contrazic singuri. Tot ei spun că Babilonul, cetatea cea mare, curva cea mare din cartea Apocalipsa, e o cetate spirituală. E o cetate spirituală, în care sunt cuprinse toate religiile false. E cetatea spirituală a lumii, care cuprinde toate religiile false. Deci nu e o cetate fizică, e o cetate spirituală. Dar când ajungem la Noul Ierusalim, în aceeași carte, în cartea Apocalipsa, care e tot o cetate și e comparată tot cu o femeie, cu o mireasă, la fel cum Babilonul e curva cea mare, Noul Ierusalim e mireasa lui Hristos, curată. Spunem că e ceva fizic. Spunem că e o cetate fizică. Observați inconsecvența. Babilonul e o cetate spirituală. Nu e ceva ce poți localiza. Nu e o cetate fizică. Noul Ierusalim e o cetate fizică. De ce? Că așa vrem noi. Asta e doar o dovadă de neînțelegere a cuvântului lui Dumnezeu, a limbajului duhovnicesc al lui Dumnezeu. Dacă mergem în Cartea Evrei, în capitolul 12, de la versetul 22, ni se spune despre noi creștinii, ci v-ați apropiat de muntele Sionului. De care munte ne-am apropiat noi? De un munte fizic?
de cetatea Dumnezeului celui viu, de o cetate fizică, Ierusalimul ceresc, cetate fizică, acest Ierusalim ceresc, acest munte al Sionului, această cetate a Dumnezeului celui viu, e locul de unde împărățește acum Fiul lui David, Hristos. Nu e o cetate fizică acum în ceruri. Nu-i vorba de o cetate fizică materială. Limbajul lui Dumnezeu e unul duhovnicesc. Trebuie să ne maturizăm, trebuie să creștem, să începem să înțelegem limbajul lui Dumnezeu. Nu e suficient să fim deștepți în felul lumii, să știm cât fac 1 plus 1. Nu e suficient. Nu așa poți înțelege limbajul lui Dumnezeu. În Galateni, capitolul 4, Apostolul Pavel zice așa, de la versetul 26, dar Ierusalimul cel de sus, Ierusalimul care se coboară în cartea Apocalipsa pe pământ, Ierusalimul cel de sus, îl compară aici cu Ierusalimul de acum, de jos. În comparație cu Ierusalimul de jos, care este în robie, Ierusalimul cel de sus, spiritual, duhovnicesc, nu e o cetate fizică acum în cer, da? Este slobot și el este mama noastră. Observați limbajul. Nu te naște o cetate fizică. E un limbaj duhovnicesc. Mama ta nu e o piatră, o cetate din piatră. Și Apostolul Pavel citează mai încolo, fiindcă este scris, citează din Isaia 54. Bucură-te, stearpă! Cine-i stearpa asta? Sionul ceresc, cu care vorbește Dumnezeu mereu prin profetul Isaia și face promisiuni. Bucură-te, stearpă, care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu, care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celui părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celui cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copiii făgăduinței. Ierusalimul ceresc e comparat aici cu Sara. Noi suntem ca și Isaac. Ca fiul pe care l-a promis Dumnezeu Sare. Și noi suntem copiii promisiunii. Născuți din Sara, născuți din acest Ierusalim ceresc. E un limbaj duhovnicesc. Stearpa cu care vorbea Dumnezeu în Isaia 54 e acest Ierusalim ceresc. Din care a venit și Hristos. Apocalipsa, capitolul 12, se naște copilul și noi suntem rămășița seminței femeii. Care e femeie? Această stearpă care trebuia să nască. Acest legământ al Harului din care suntem născuți cu toți. Limbajul este unul duhovnicesc. Trebuie să înțelegem limbajul lui Dumnezeu. Dacă înțelegem limbajul lui Dumnezeu, nu mai avem cum să ajungem la astfel de idei. Unii stau pe lângă Noul Ierusalim, unii intră, ăia intră că se evrei și fac parte din mireasă, ăia lanții stau pe lângă. E vorba de un limbaj duhovnicesc. Nu trebuie interpretat literal. Nici în proroci, cum nici Pavel nu interpretează literal. Vorbește de un Ierusalim ceresc și se referă la el ca la o femeie care trebuie să nască. Și nici în cartea Apocalipsa. Această cetate din care suntem născuți cu toții e mireasa mielului. Se unește cu mielul. De-aia și această tipologie a miresei. Toți cei care sunt uniți cu Hristos fac parte din acest Ierusalim ceresc. Toți cei care sunt scriși în cartea vieții mielului fac parte din acest Ierusalim ceresc. Se căsătoresc cu Hristos, sunt uniți cu Hristos. Avem de-a face cu un limbaj duhovnicesc. Nu e vorba de o cetate cu ziduri de piatră care se va coborî din cer. Nu există o cetate de piatră în ceruri.
Maturizați-vă. Creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu și a limbajului Lui. Ăsta e scopul meu. Ăsta e scopul pentru care fac aceste clipuri. Nu ca să denigrez pe cineva. Nu ca să fac pe deștept. Ci ca să vă chem să vedeți mai mult frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Frumusețea cu care ne vorbește Dumnezeu despre lucrurile duhovnicești. Și noi ne băgăm capul în pământ ca struții și ne gândim la lucruri de piatră, pământești. Va veni o cetate în care vom sta înghesuiți cu toți acolo. Bine, cu toți, mireasa și evreii și restul vin în vizită. Îngrozitor. Dar asta e doar o dovadă de neînțelegere a limbajului lui Dumnezeu. A limbajului duhovnicesc al lui Dumnezeu. Și doar argumentul cu Babilonul ar trebui să fie suficient. Avem în cartea Apocalipsa două cetăți. Babilonul, cetatea cea mare, curva cea mare. Și noul Ierusalim, cetatea sfântă, mireasa mielului. Două cetăți comparate cu două femei. Una e prostituată, una e mireasa mielului. E sfântă. Pentru că Hristos și-a dat viața pentru ea. Pentru că e unită cu Hristos. De-aia e sfântă. Din această cetate fac parte toți cei scriși în cartea vieții mielului. Toți cei mântuiți. De această cetate s-au apropiat toți creștinii. Din această cetate domnește acum fiul lui David. Și neamurile se răzvrătesc împotriva lui. Cum scrie în Psalmul 2. Și Dumnezeu spune, hei, totuși, eu l-am uns. N-aveți ce să faceți. El e Mesia. El domnește acum peste toată creația. El are toată autoritatea în cer și pe pământ. Împărăția mesianică are loc acum. Acum. Nu undeva în viitor. Hristos domnește acum. Iar la final, cum scrie în 1 Corinteni 15, va da împărăția, va da cârma împărăției după ce își va supune toți vrăjmașii în mâinile Tatălui. Iar cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Domnul să vă dea fiecăruia ochi să vedeți frumusețea Lui și frumusețea limbajului pe care îl folosește în Scriptură. Cât de frumos vorbește despre lucrurile duhovnicești. Se folosește de elementele din lumea noastră materială ca să ne descrie niște lucruri de o frumusețe de nedescris. Avem un Dumnezeu glorios și frumos, cel mai mare poet, cel mai mare poet. Și noi băgăm capul, cum am zis, în pământ ca struții și ratăm să vedem frumusețea Lui. Ratăm. Nu mai vedem frumusețea limbajului Lui. Nu mai vedem că El e cel mai mare poet. Și nu putem să înțelegem limbajul Lui duhovnicesc. Domnul să ne deschidă ochii fiecăruia. Să vedem tot mai mult gloria Lui în cuvântul Lui. Să lăsăm la o parte preconcepțiile noastre. Și să ne bucurăm de ce ne așteaptă. Vom locui o veșnicie în prezența Lui Dumnezeu. Vom lua în stăpânire pământul. Vom lua în stăpânire împărăția care ne-a fost pregătită de la întemeierea lumii.